Vă invit să vă ridicați, să stăm în fața Cuvântului Sfânt și să citim din încă un pasaj din cartea schisă de Evanghelistul Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 1 la 6 inclusiv, pagina 964, în versiunea Dumitru Corunescu a Bibliei, Marcu, capitolul 3. Mai bun sunet dintr-o biserică e foșnetul de Biblie. Fie să fie cât mai tare. Doamne, ajută. Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei, pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua Sabatului, ca să-l poată învinui. Și Isus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi, dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit dată cu irodianii cum să-l piardă. Și ca să fiu sigur că sunteți toți aici și că și vorbiți așa cum ați făcut și până acum când trebuie, versetul 3 o să rostim cu toții cu voce tare. Versetul 3, Marcu 3 cu 3. 3, 2 și... Și Iisus a zis, scoală-te și stai la mijloc. Amin. Vă invit să vă preocupați locurile. Când mă duc pe la evanghelizări, am un regret când pun poporul Domnului să citească, că nu i-am pus tot pasajul. Și că n-am pus un capitol lung, cu vreo 45 de versete. Nu știu dacă ați observat cum s-a citit, așa parcă un val mergea prin sală și toți ați citit din cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta zic, lăudați să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul că avem corzi vocale, că sunt funcționale, că respirația noastră este normală și că putem să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important să-l citim, dacă se poate, tot timpul cu voce tare. Știți bine că atunci când famenul etiopian, acest eunuc din Etiopia, mergea pe carul lui, citea, de unde? Păi eu zis, trebuie să ne uităm la news un pic, că nu știu cum e cu incidența, au trecut de 7,5 sau nu. Trebuie să dăm un telefon la DSP să rezolvăm cuva, da? Așa scrie. Nu, citea din cartea Isaia. Și Duhul Domnului care l-a pus în mișcare pe Filip, evanghelistul și diaconul, a zis, fugi, aleargă după carul acela și ascultă ce citește. Și evanghelistul trage cu urechea. Și bărbatul nu citea încet, citea așa de tare, încât trecătorul, așa îl considera el, peregrinul ăsta, fugarul ăsta transpirat, Filip, l-a auzit. Doamne ajută-ne să citim cuvântul tău, amin? Când îl citim cu voce tare, ni se întâmplă ceva la nivel de minte. Și anume, când rostim cu voce tare din cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt creează în noi și în jurul nostru. Acest cuvânt ne ajută să lăsăm mesajul să ne intre în suflet. Și cel mai important lucru este ca mesajul lui Dumnezeu să ne atingă inima. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Uitați-vă că asistăm la un moment în care Biblia zice Iisus a intrat din nou. Din nou. Iisus avea un obicei, îi plăcea foarte mult să intre în sinagogă. Și vreau să vă spun că obiceiul acesta lui Isus a rămas valabil. De fiecare dată când cel puțin două persoane sunt adunate în numele Lui, în vreun loc, Isus Hristos a promis că e acolo. Credeți asta? Lăudați să fie numele Domnului. Prin urmare, în seara asta, Isus este prezent aici, în clădirea Bisericii Betania din Cluj-Napoca. Și pentru că Isus este din nou aici, spunem glorie lui Isus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Oare pe ce ușă ar intra Iisus dacă ar intra în clădire? Oare cum s-ar așeza Isus pe o bancă? Oare cum ar reacționa în această seară, în locul acesta, dacă în carne și oase ar intra Isus Hristos? Mă gândesc de o vreme la asta. Oare care ar fi reacția lui Iisus Hristos? Oare câți dintre noi ne-am zice, bă, cine ăsta, bă? Dacă ar intra Iisus în clădirea acestei biserici, s-ar găsi oameni care ar zice ceva nu e în regulă cu el. Credeți? Dovada e biblică. Isus e prezent acolo, rețineți, nu este un înger al lui Isus. Nu este o imagine a lui Isus Hristos, nu e un vis, nu e o vedenie în carne și oase. Intră în sinagogă, înțelegem din context, din capitolul 2, încă e în sinagoga din Capernaum. Din nou intră Isus Hristos în sinagoga din Capernaum. Și câțiva, ți spun ochelarii pe ochi, nu ochelarii ăștia fizici, stați liniștiți, au binoclu de la că îți vede ce ai gândit, dar nu știi exact, nu mă bănuiește, interpretează. Și Biblia zice, acolo se afla un om cu mâna uscată, omul ăsta bolnav, nu știm dacă din naștere sau nu, știm doar că e bolnav, înțelegem că avea mâna paralizată, probabil mâna dreaptă din context și omul ăsta, omul ăsta are mâna atrofiată, adică nu poate să o utilizeze încerca, dacă era în lumea contemporană, să dea clic pe mouse. nu-i stângaci. Dar nu poate. Blocat. Încerca când merge să-și ajute soția să spele vasele, da? S-a spălat cu o mână. Sper că mai sunt bărbați care își spală vasele. Amen. Să zică surorile la mine. Și frații, nu contează. Nu-i păcat să spele vasele, da? Frații, e păcat sau nu? Nu-i păcat. Nu-i păcat deloc. E chiar bine. Imaginați-vă cum spăla asta vasele. Imaginați-vă că dacă avea permis de conducere, bărbatul acesta trebuia să conducă mașina. Acum, în cazul în care nu se conducea invers, cum e la englezi pe partea dreaptă volanul, cum e la români, cum schimba asta viteza? Avea nevoie de o viteză de o mașină automată, nu? Și avea nevoie de un schimbător de viteze pe stânga. Că de altfel trebuia să-și pună mâna așa invers. Avea o grămadă de probleme bărbatul ăsta. Și în toate problemele lui a zis, e timpul să mă duc la sinagogă. Și a zis, chiar dacă am o dizabilitate, chiar dacă nu sunt om ca ceilalți, eu mă duc la sinagogă. Poate dintre toți cei prezenți, e la cel mai defavorizat, soarta l-a lovit într-un fel, după percepția umană a societății din vremea lui și a societății de azi. Un bărbat cu care viața n-a fost dreaptă. Mâna lui nu-i funcționează normal. Și când toți cei prezenți de acolo trebuiau să-l privească mai atent, trebuiau să îi creeze coloar, trebuiau să-i spună, hai, te ajutăm să mergi, că tu nu mergi normal ca noi. Biblia zice, ei pândeau pe cine? Hai spuneți cu voce tare. Pe Iisus. Ce Iisus e hoț? Isus a făcut vreo greșeală vreodată? Isus a atacat pe cineva? Da, a atacat păcatul, nu oameni. Imaginați-vă că se află în locul cel mai potrivit să se gândească la ei. Imaginați-vă că au motive să-i mulțumească lui Dumnezeu că mâna lor nu îi scată, că funcționează normal. Și creierul lor funcționează greșit. Imaginați-vă și rețineți, acolo era cel mai bun predicator, Isus. Lăudat să fie numele lui. Predicatorul care atunci când vorbea le citea gândurile la oameni, le știa exact ce gândesc în fracțiunea aceea de secundă. Știa totul despre toți și nu avea nevoie nimeni să-i spună ceva pentru că el știa, înainte să intre în sinagogă, înainte să își dorească să pornească de acasă, totul despre toți. El știa totul. Lăudat să fie numele lui. Glorie lui Isus Hristos. Și pe Isus și-au găsit de lucru să-l trateze greșit. Întrebarea pe care o am în această seară este ce faci cu Isus? Isus era în sinagogă pentru toți. Isus era la egală distanță de toți. Nu avem dovezi că Biblia ar fi zis sau că ar fi lăsat să înțelegem că s-a dus lângă omul cu mâna oscată. Isus a intrat în sinagogă, normal. Ca orice om. Și unii l-au tratat corect, iar alții l-au tratat creșit. Riscul care există în sinagogă, în clădirea bisericii, este să-L pândești pe Iisus. Acum cu transmisia la vii foarte simplu, da? Mai de mult era în felul următor. Mergeam la evanghelizări și uneori mi se întâmpla că oamenii așteptau un predicator. Și mi-am că la un moment dat era un om la, la, ieșire, așa, undeva la ieșire, era pus să fie om de ordine, da? Și aștepta să vină predicatorul, știa că trebuie să vină un caleb nechifor anume. Și uh, am intrat cu mașina, pastorul mi-a zis că am parcare rezervată am intrat să mă duc unde e parcarea rezervată și el îmi zice, nu, 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 acolo e pentru care vine Chivor. Du-te acolo în zbate. Eu frumos, am mers liniștit, n-am zis că că Nechivor. Am mers cu mașina, m-am așezat unde mi-a zis omul de ordine și acum am intrat în biserică, normal, ca orice om. L-am salutat frumos și m-am dus înspre Amvon. Când au văzut că e vorba de cine trează să fie, au început să-i se față așa pe față o culoare roșie dintr-o dată s-a blocat ușierul, fratele nostru, și a avut așa o rușine pe față. El urmărea să mă vadă, dar nu știam, nu știa cum arăt. Ceva de genul ăsta se întâmpla în momentul ăla. Iisus intră și ei pândesc un Iisus care cred ei că e altfel de cum și-ar dori ei să fie. Ce faci cu Iisus? Îl pândești? Spuneam că cu transmisie la vii foarte simplu, cu pântașii ăștia. Mergeam la seri prelungite de rugăciune și Duhul Sfânt se ridica printr-un proroc și zicea pântașilor care ați venit aici ca să dați informații despre ce se întâmplă. Opriți-vă în numele Domnului, pocăiți-vă și lăsați informațiile să fie duse numai la cer. Aici este prezent Domnul și voi trebuie să vă întâlniți cu Domnul Isus Hristos să vii la biserică ca să-ți îmbogățești palmaresul religios? Să vii la biserică pentru ca să bifezi că ai mai fost și acolo? Să vii la biserică să poți să răspunzi la întrebarea cine a predicat? Cam rare ori știi din ce text, dar îmi minte să știi care sunt punctele predicii. Să vii la biserică cu un scop creșit, trist. Să fii în sinagogă și în sinagogă, nu la colțul străzii, în sinagogă să-L pândești pe Iisus. Un bărbat a primit interdicție să se mai roage. Interdicția asta a fost uh, pregătită într-un consiliu la 127 de oameni. În Daniel capitolul 6, interdicția lui era clară. Nimeni n are voie pe tot spațiul babilonian, pe toată împărăția aceasta, să se roage timp de 30 de zile Ai altcuiva decât împăratul lui Dariu. Cine va fi prins că se roagă altcuiva va fi luat de viu și aruncat în groapa cu lei pândașii, au conectate urechile căști, transmisii, tot ce vreți. Și urmăresc îndeaproape să vadă dacă se roagă Daniel. Să-l pândească. Și Biblia zice, Daniel a intrat în odaia lui, în care ferestrele odăii de sus, în oricare odaie, erau deschise spre Ierusalim de trei ori pe zi. În genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Cum făcea? Și mai înainte, Daniele, nu te tem de pândași? Hai, fi un pic mai inteligent. Chiar te pui în genunchi? Chiar lași geamurile deschise? Chiar te rogi cu voce tare? Ai mă, mor mă, mă roagă-te să nu te audă nimeni, mă, ce trăie neapărat. Îți știe Domnul mintea și gândurile, roagă-te în gând, fii Daniel zice, nu mă interesează de pândași. Pentru mine filmează cerul 24 din 24 de ore conexiunea mea cu Ierusalimul nu are voie să fie întreruptă. Eu îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât dușmanii care sunt pe urmele mele. Indiferent cum mă tratează, indiferent cât mă pândesc, indiferent când vor să-mi atace rugăciunea pe mine, nu mă pot opri în rugăciunile mele. Și spune Biblia, atunci oamenii aceia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Daniele te așteaptă lei, pândașii sunt pe urmele tale, ai grijă, ai grijă, maschează-te măcar, așează-te într-o chilie departe. Daniel zice, nu, Dumnezeu meu merită închinarea mea și când pândașii sunt pe urmele mele. Eu nu mi schimb această disciplină spirituală numită rugăciunea. Eu nu mi întrerupt închinarea mea la adresa lui Dumnezeu. Eu continui să am conexiune cu cerul. Dumnezeul meu rămâne Dumnezeul meu. Dumnezeul meu nu este pus semnul întrebării când alții mă atacă. Când mă urmăresc și vor să-mi facă nume rău, nu mă interesează. Când lei sunt înfometați și stau cu gurile lor deschise și când abia așteaptă carne de om, nicio problemă. Dumnezeul meu rămâne pe tron. Dumnezeul meu rămâne rege. Dumnezeului meu voi continua să mă rog, indiferent ce preț voi depune. Viața mea este pusă în joc? Risc să-mi pierd viața mâncat de lei? Nicio problemă. Eu rămân de partea lui Dumnezeu. O strig în această seară: Glorie lui Isus Hristos! Glorie Domnului! Dumnezeu mai are astfel de oameni care nu se tem de atacuri, nu se tem de pândași, nu se tem de calomnii, nu se tem de poveștile oamenilor. Oamenii aceștia se tem numai de cuvântul Domnului. Numai, nu mai duc cumva să păteze, să atace, să greșească împotriva Domnului. Daniel se roagă, aruncat în groapa cu lei, zice Biblia, să nu credeți că l-a aruncat cu o frânghie. Și totuși, deși aruncat de la înălțime, niciun os nu-i rupt. N-are nicio atingere la gleznă, nu-și pierde, n-are nicio lovitură. Și când ajunge în fața leilor, își dă seama că nu-i singur în groapă. Că împreună cu el este un reprezentant al cerului. O reprezentant care știe să pună mâna pe botul leului, pe gura lui și să-i blocheze caninii. Un om nu putea să facă asta. Însă vreau să spun ceva, când ești urmărit pentru că te rogi când ești pândit pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu, să nu uiți, Dumnezeu mai are îngeri în totare și azi. Dumnezeu te va apăra, Dumnezeu va fi de partea ta, Dumnezeu te va binecuvânta. Să-L pândești pe Iisus, frate să urmărești oameni care se roagă? Ce faci cu Isus? Îl pândești? Foarte interesant, o altă atitudine greșită spune Biblia, ei pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca. Dar era ceva greșit asta? Era greșit să vindece Isus pe cineva? Cine pierdea din chestiunea asta? Cine pierdea? Pierdea cineva ceva? Nu avea cine să pierdă. Adică, Isus avea de gând să facă o lucrare care era pentru binele omului, cum în uscată. Păi, așa nu-i interesează. Au ajuns la așa nivel încât, și dacă era frate de corp cu ei, păi, nu-i interesează, domnule. Nu-i interesează că Isus are de gând să facă un bine. Un singur lucru au pe ordinea de zi să poată să-l învinuiască, chiar dacă pe nedrept. Vedeți care e logica bolnavă, logica cu ghilimele, gândirea bolnavă a unor astfel de oameni. Ei nu știu că cineva face ceva greșit. Rețineți. Însă ei vor să inventeze ceva greșit ca să poată să-l învinuiască mai apoi că Cică ar fi făcut ceva greșit. Pe momentul buni, când cineva nu greșește, cum să-i infuzezi greșeală ca să poți să-l învinuiești mai apoi? Să-l poată învinui, să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Ce faci cu Isus? Încerci să-l pătezi în imagine? Preocuparea lor în sinagogă, în loc să se roage, în loc să citească din Tora, în loc să cânte din salmi, în loc să se uite în profeți, în loc să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, preocuparea lor de fiecare secundă era următoarea: să-l pătăm pe Isus. Să putem să-L învinuim, îi găsim o hibă, îi găsim o pată, pentru care, după ce o extrapolăm, o scoatem din context și o generăm în public, să putem să avem un argument. O, câți nu încearcă și azi. să-L învinuiască pe Iisus și pe oamenii Lui. Domnul se ierte. Și Domnul să-i vindece, să-i ridice, să-i transforme. Domnul să-i mântuiască. Amin? Când ești lovit, pătat, calomniat, bajocorit pe nedrept, dacă ai tăria aia să stai în genunchi și să zici, Doamne, sunt de fapt pe drumul tău, mai tare ca pe tine, niciodată nu o să mă poată învinui nimeni pe mine. Ei, dacă am pornit-o pe drumul tău și port crucea ta, sau merg pe drumul tău și îmi port crucea mea, ferice de mine dacă sunt învinuit pe nedrept. Ce faci cu Isus? Șocul cel mai mare e versetul 6. După minunea derulată, nici măcar minunea nu-i mai șochează, că sunt oameni pe care nu-i mai mișcă nici minunile Domnului. Rețineți ce vă spun. Sunt oameni pe care minunile Domnului îi blochează. Sunt oameni care atunci când se ridică un profet din partea lui Dumnezeu și zice stai cu minte, ai grijă dacă nu te oprești, intervin eu, zice Domnul. Sunt oameni care se tem. Sunt oameni care nici de asta nu se mai tem, nici de minuni. Rețineți. Minunea e derulată. Omul care avea mâna atrofiată, nu și-o putea mișca, începe să o miște. Poate lua paharul în mână, poate lua greutăți în mână. Și șoc, farezei nu se trezesc nici atunci. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu nu face minuni doar să creeze șoc. Pentru că vor fi oameni care și dacă văd minuni, pomenite și nemai întâlnite, tot nu se vor pocăi dacă nu se pocăiesc pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Tot nu se vor întoarce la Dumnezeu. Farisei au ieșit afară și au zis, mă, ce bine au predicat Iisus, extraordinar, hai să ne pocăim. Și au zis, mă, de încolo nu mai pândim, nu mai căutăm nicio vină în el, că nimeni în istoria lumii nu a îndreptat mâna paralizată a unui om. Așa au zis, Farisei au ieșit afară și au intrat într-un sfat diabolic și s-au sfătuit în dată cu irodianii. Cum să-l pierdă pe Iisus? A treia atitudine greșită să-ți dorești să-l pierzi pe Iisus. Cât de jos poate coborâ un om ca și calitate spirituală să ajungă, să-și dorească să-l piardă pe Isus. În sfatul lor farisei care aveau religie, care aveau studii, care aveau filacterii, adică părți de versete scrise pe haine, aveau niște robe lungi, ziceau la colțurile străzii, le plăcea să li se spună rabii, rabii, învățători speciali. Oamenii aceștia s-au asociat cu cei din afara spațiului religios cu irodianii, adică cu cei de la curtea lui Rod Antipa. S-au asociat cu lumea politică, cu lumea răufămată, cu cei care treiau la curtea lui Rod Antipa, un om care l-a nimicit, l-a omorât, l-a decapitat pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și fariseii din sinagogă merg și se asociază cu cei ce n-au nimic cu Dumnezeu și scopul lor este să-l piardă pe Isus. Și întrebarea din această seară continuă. Ce faci cu Isus? Îl pierzi sau îl păstrezi? Ce faci cu Isus? Pândești? Ai avut vreodată această senzație că ai intrat în biserică doar să vezi ce s-a întâmplat? Ai venit într-o marți seara la biserică numai pentru că nu era transmisie live și era extrem de interesat sau de interesată să vezi ce-a fost în biserică și ai venit numai să-ți îmbogățești cunoștințele tale religioase. Ai avut un moment în care ai urmărit pe cineva pentru că ai vrut să-l pătezi în imagine. Era un om al lui Dumnezeu, era un om care se ruga ca și Daniel Era un om care stătea la, la, la dispoziția lui Dumnezeu Era un om care nu se temea de lei Și stai liniști, nu se teme nici de tine Se teme numai de numele Domnului Și strig în această seară glorie lui Iisus Hristos Glorie lui Iisus Hristos Pentru că Domnul întotdeauna avea apăra ai săi Amin? Lăudat să fie numele Domnului Și ai coborât pe o treaptă mai jos Încât ai ajuns Trezește-te în seara asta Ai ajuns să-ți dorești din pură religiozitate, din dărința asta de a face aparent dreptate și de a ieși în evidență, să-L pierzi pe Iisus? Cine îl pierde pe Isus merge în iad. Cine îl pierde pe Isus nu mai are acces la rai. Cine îl pierde pe Isus nu are cum să ajungă în împărăția cerurilor pentru că regele acestei împărății este Domnul Iisus Hristos. Credeți ca și mine? Amin! Lăudați să fie în numele Lui! Ce atitudine ai față de Iisus în să săziară? Ne-am uitat la niște oameni care au avut trei atitudini grave. Pândeau, pătau și își doreau să-L piardă pe Iisus. Dar ne mai uităm la un om care a început să dea o lecție extraordinară. Un bărbat pe care l-a ridicat Iisus. Ea vrea să te ridice Iisus în seara Vezi să simți cum din praful drumului există o mână nevăzută, care poate că chiar mâna aia ta paralizată, care nu mai poate, nu, nu pentru că e pandemie, ci pentru că nu mai poți suporta un om, nu mai poate da pacea Domnului. Îți întinde cineva mâna și tu te uiți în direcție invers. Nu mai poți să zici pace, sunt bine, nu vă arnic. ca farisei, ci din toată inima mână blocată care nu mai poate mângâia pe cineva drag. Persoane care probabil chiar în aceeași familie nu se înțeleg, nu mai pot să discute normal, n-au o comunicare normală. O, Doamne, mă rog în această seară, vindecă mâini în numele Lui Isus. Vindecă mâini, poate ai o mână blocată care numai pe prostii caută pe internet, e blocată în domeniul ăla, nu poate să iasă de acolo. Au fost oameni care mi-au spus, frate, că le au simțit că tremură mâinile când trebuia să fac altceva decât ce îmi dorea mintea și creierul bolnav. Și pe persoanele acestea, când s-au mărturisit înaintea Domnului, Domnul le-a eliberat, pentru că există putere în numele lui Isus. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Bărbatul acesta a fost ridicat de Isus. În primul rând, ridicat prin renunțare. Vântul Domnului spune Iisus, știa ce gândesc ei și versetul 3 spune Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te! Cum ar reacționa noi dacă ar veni un predicator străin la noi în biserică și ar zice dintr-o dată de la microfon, tu de pe rândul cutare, dintr-un sonul cutare, ridică-te în picioare și aici în mijloc. Zice mă, dar ce se întâmplă aici? mai ales dacă ar fi o persoană care vine pentru primată în clădirea bisericii. S-ar simți într-un fel la anume, nu? Bărbatul acesta a fost provocat de Isus și Isus i-a zis, scoală-te! În momentul în care i-a spus Isus scoală-te, de fapt Isus i-a zis, ridică-te din starea în care te afli, renunțând la ea. Tu ți-ai găsit un loc confortabil. Probabil că avea și haină peste mână, nu știu. Marea majoritatea a persoanelor care au o problemă în domeniul ăsta își ascund dizabilitatea și le înțeleg pe toate, nu le, nu le privesc greșit. Există oameni care își ascund o anumită dizabilitate și e foarte normal să se întâmple asta. Și în momentul ăla ceva se întâmplă. Isus îi zice acestui, acestui bărbat, ridică-te. Dacă să te poți ridica, renunță la starea în care te afli. Foarte mulți oameni vor să reacționeze corect la ce zice Isus, la provocarea pe care le-o face Isus Hristos, dar nu-și doresc să renunțe. Renunțare înseamnă să mergi în, în datele tale de contact în această seară și cu mâna dreaptă, dacă nu cu stânga, cu care vrei tu să începi să ștergi, să începi să ștergi în seara aceasta toate datele de contact din cauza cărora ai ajuns paralizat spiritual. Dacă din cauza la o persoană intri în spații murdare, șterge numărul de telefon în numele lui Isus Hristos. Dacă ai o prietenie pe Instagram, TikTok, Facebook, nu știu ce rețele de socializare, oriunde ai avea și din cauza la relația aceea, discuția aceea, doar, doar online, suficient, ajungi să fii paralizat spiritual, diavolul te paralizează și nu mai poți. Nu mai poți să te ridici. Nu mai poți să gândești normal. Nu mai poți să fii prezent la sinagogă și în biserică cu tot trupul tău, cu toată mintea ta. E seara renunțării în numele lui Isus. Va trebui să mergi în frigiderul tău și dacă ai chestiuni deplorabile, murdare, să le scoți afară. Va trebui să mergi în beciul tău și dacă ai lucruri murdare, să le scoți afară. Vă duc la evanghelizări și le spun la mulți oameni: Ascultați-mă, dragii mei! Voi care țineți în beciul vostru damigeane cu vin, voi care vă permiteți să consumați bere fără alcool, voi care vă permiteți să priviți la site-uri murdare, opriți-vă numele Domnului! Când? Azi, în seara aceasta. Cunosc un bărbat care, atunci când s-a întors la Domnul, o mie de litri de vin le-a luat din beci și le-a pus pe canalizare. Asta înseamnă să-ți dorești să fii ridicat de Isus. Isus nu ridică după pretențiile noastre. Diavolul te ridică, te pune pe streașina templului și zice, rămâi cu păcatele tale, nicio problemă, frate. Poți să vizionezi, poți să gândești, poți să intri, poți să-ți permiți, poți să utilizezi jargoane, poți când te enervezi să mai spui chestiuni jalnice, josnice, în jurături chiar, botezat fiind, zice diavolul. Lasă că și alții îți permit. Domnul îți zice în seara asta, Paralizia ta poate fi vindecată când renunți. Cunosc un tânăr care atunci când s-a întors la da, Domnul a intrat, pe vremea aia erau DVD-uri cu, cu filme. În vremea de azi există Netflix. Apropo, cei care aveți abonament și intrați, spuneți, întrebi, aveți mare grijă. Da, a intrat în, în, în biroul lui și a zis, mă pocăiesc cu adevărat. Și a smuls toate DVD-urile toate cu, cu imagini dubioase chiar dacă nu erau filme murdare în proporție mare ca procent, dacă a avut o singură secvență, băiatul ăsta le-a scos afară, i-a pus într-o plasă, probabil că v am mai spus asta, și când a ajuns în fața tomberonului de la bloc, Duhul Sfânt i-a zis, ai grijă, curățare înseamnă să scoți fiecare carcază, să o deschizi și să iei dvd și să spargi dividiuri în fața tomberonului până se transformă în cioburi mici pentru că unii mai caută pe acolo și să nu fie infectați de păcat. A zis după ce am spart fiecare DVD. Am aruncat și plasa. Și am simțit că spor. L-a vindecat Isus. L-a ridicat Isus prin renunțare o grămadă de oameni nu sunt eliberați total de Isus. Știți de ce? Pentru că Domnul Isus le cere și le spune vehement, știi că lucrul acela te duce spre rău, scoate l afară din viața ta. Scoate l afară. Poate diavolul zice, dar alții l-au și ei, nu-i problema ta. Nu-i problema ta. Eram la o conferință de tineret și uh, cineva îmi spunea, da, și băiatul lui cu un om cu nume, are problema asta. Și am zis eu, dacă îi vei fi iniat coleg cu băiatul lui cu tare, vei fi bucuros? Vei fi încântat că sunteți pe -o bancă? Care e ideea? De ce te compari cu alții? Îți dai seama că pe tine te duce într-o direcție greșită? Îți dai seama că ție ți paralizie spirituală? Scoate afară, frate! Renunță! Renunțare înseamnă să te uiți la inima ta și să zici, Doamne, așa de rău îmi pare că și asta am, am făcut. Și acolo am greșit, Doamne, vreau să mă ridici renunțând. Și au fost oameni care și-au dezactivat aplicații, au fost oameni care și-au blocat agende, au fost oameni care și-au scos anumite programări din agendele lor, pentru că Duhul Sfânt i-a prelucrat pentru că Domnul i să vă spuneam, eram la demisol într-o săptămână de stăruință, eram la o consiliere și un bărbat, un bărbat când i-am spus că toate datele de contact ale persoanelor din cauza cărora a ajuns la păcat trebuie să le șteargă și a luat cu multă sinceritate telefonul din buzunar și și a pus parola și -a apoi a dat click, 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 click și a zis frate că le văd prea mulți, am prea multe persoane și a zis îmi dați voi să fac ceva. Dați voie să-mi deschid telefonul, cam două cartele pe telefon, era dual sim telefonul, și pe o cartelă am date de contact ale unor oameni al lui Dumnezeu, frați slujitori, frați de corp, surori din biserică, oameni al lui Dumnezeu dedicați, și pe cealaltă cartelă am oameni din fostul meu istoric. Le-am așezat pe cartele diferite. Dați voie să scot cartela cu persoane periculoase, din punct de vedere spiritual. Și am zis, da, și a scos cartela, a rupt-o între degete și pe următoarele minute în care am vorbit, a atât mișcat-o până s-a fărămițat. Înainte să iasă din sala de consiliere, a zis, frate, că le vândați voi să aruncă aici în tomberon, aici în coșul ăsta de gunoi. Și am zis, da. Când am simțit cum se aude și când am auzit cum se aude cartela aia cum a căzut în coș, am zis, cu adevărat, demonstrez că vrei să fii iertat și Dumnezeu te iartă. Pentru că renunți. Renunți. Bărbatul acesta avea toate motivele să zică, nu pot renunța. Iisus nu prea bine manireat. Bărbatul ăsta galilean, bărbatul ăsta tânăr de 30 și ceva de ani, are o problemă. Cum îmi cere mie un om paralizat cu mâna să mă ridic? Mai greu mă mișc. Cum să mă ridic eu? Da, ridică-te. Ridică-te renunțând la starea în care te afli. Doi. Doi. Biblia zice, scoală-te și stai în mijloc. Când l-a așezat în mijloc, toate privirile erau spre el. Unii plângeau de mila lui, alții zâmbeau. Ziceau, lasă că Dumnezeu nu bate cu bota, lasă că știu eu ce a făcut. Toate privirile erau îndreptate spre omos. Și momentul ăla era un moment ridicol. Bărbatul ăsta s-a simțit rușinat, vă garantez eu, am încercat să mă pun în pielea lui, să-mi dau seama că am dizabilitatea asta, mâna uscată și să mă aducă Isus, Isus, nu un om, Isus, și să mă pună în mijloc, în mijloc la toți. Și să știe toți că eu am mâna uscată Și mai mult, o aflat mai târziu, să-mi dau, să dau seama, să dam seama că Isus mă utilizează, mă folosește ca obiect de demonstrație pentru predică. Și Isus, când omul ăsta stă în mijloc, în văzul tuturor, ridică vocea și zice așa. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Gândiți logic, oameni buni, zicea Iisus. Și vă întreb încă ceva. Să scapi viața. Nu era doar o vindecare fizică, era scăparea unei vieți. Să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. În tot acest timp, bărbatul acesta era în mișloc. A devenit obiect de demonstrație și cu alte cuvinte Isus a programat în ziua aceea în predică să fie o imagine a mesajului Lui și să le spună tuturor. Există momente în viață în care treci prin greu, ajungi prin paralizii, prin blocaje, nu poți uneori. Și ai stări grele în viața ta pentru că Iisus prin tine vrea să transmită un mesaj. nu mi mai judecați pe oameni când aflați că, are can că au cancer. Nu-i mai bați când aflați că au COVID-19. Nu le mai spuneți că că știu eu de ce s-a întâmplat. Să nu uiți, s-ar prea putea Dumnezeu să facă o demonstrație publică și să facă o minune mai apoi prin încercarea aceea. Iar la ora 13 eram în Guga și stăteam la căpătiu unei fetițe de un an și trei luni, Ana Elisa, așezată în sicriu. Mama Paula și tatăl Cristian plângeau în hohote. Și Duhul Sfânt mi-a zis să le transmit tuturor localnicilor că nu a murit fata asta de un an și trei luni pentru că i-a pedepsit Dumnezeu că s-au pocăit ei părinții. Ci pentru că Dumnezeu în toată localitatea avea de gând să tragă un semnal de alarmă și să le spună, oameni buni, puteți muri și la un an și trei luni, nu trebuie să aveți 80 de ani sau 100. Și o fetiță a fost așezată într-un sicriu alb și, localnicii localnici au venit și au uitat de pandemie și au ajuns să înconjoare sicriul să le spune Dumnezeu, treziți-vă, treziți-vă și întoarceți-vă la cer. E vremea să vă puneți viața în rânduială din punct de vedere spiritual. Bărbatul ăsta este rușinat în fața poporului. Este rușinat în fața tuturor prezenților, tuturor persoanelor prezente în sinagogă. Pentru că Isus avea de gând prin rușinea asta să fac o minune. Sunt momente în care Dumnezeu ne, 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 lasă uneori să fim rușinați, nu ne face de rușine. Uneori ne simțim așa ridicol și ne este rușine de ce se întâmplă în jurul nostru. Zicem, Doamne, nouă, cu noi, cum te-ai îngăduit lucrarea asta? Cum, Doamne, se întâmplă chiar în viața mea sau a familiei mele? Și parcă te simți rușinat. Dar nu rămânea la nivelul ăsta, înțelege că Iisus îți întinde o mână în văzul tuturor pentru că în momentul în care el își întinde mâna, se vadă toți, fiind de care. Dacă era înghesuit de mulțime, unii erau oh, bine, bine, mă stă simulat, mă stă nu a fost paralizat, scepticii. -a nu a fost niciodată bolnav. Și Isus zice, hai, îi vedeți? Vreți să atingeți paralizia lui? Vreți să încercați să ridicați mâna să vedeți că nu poate? Nicio problemă. Ați, ați, ați spus foarte clar și ați constatat că e bolnav. Dar nu uitați, prin boala asta se arată Slava lui Dumnezeu. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Cărcotași, așa-i numesc eu, erau prezenți în Ioan capitolul 9. Iisus trecea și a văzut pe un om orb, ucenicii, culmea, ucenicii. Ucenicii au intrat în plasa asta a diavolului, au fost ispitiți și l-au întrebat, învățătorule, cine? Cine a păcătuit? Omul acesta? Pe cum să păcătuiască fără să se nască? Gândiți-mă, Omul acesta, cum să păcătuiască până nu s-a născut? Sau părinții lui de s-a născut or. Și Iisus zice, o, ce scurt gândiți voi. O, de aș lăsa să vină și la voi în cazul, în casa voastră, să vedeți cum ați gândit un pic mai bine. Să vedeți cum ați începe să gândiți mai spiritual. Și Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aleluia! lăudat să fie numele Domnului! Ridicat chiar dacă ești rușinat! Ridicat chiar printr-un moment așa ridicol, te simți efectiv că ești în văzul tuturor și pe lângă faptul că ai o problemă, mai și te văd toți și se uită toți cu ochi larg deschis. Dar nicio problemă, rușinea nu ține prea mult. Isus își derulează planul lui. Biblia zice atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întindeți mâna. Bărbatul acesta a fost ridicat prin renunțare, a fost ridicat prin ridiculizare, dar ca să știe toți, apoi a fost ridicat printr-o reacție rapidă. când toți se uitau cu ochii pironiți înspre el, Iisus își rotește privirile. O, oh, ce bine că se uită la toți! Biblia zice, Iisus se uită dintr-o parte în alta, adică pe fiecare dintre ei îi vizualizează, le dă zoom la viață. Și când se uită la viața lor, nu le vede doar ce se vede cu ochiul uman, le vede în împietrirea inimii lor. Și nu zice pentru că sunteți niște împietriți și jumătate, nu fac nicio minune. Nu. Pentru că bărbatul ăsta nu era împietrit. În mijlocul unor oameni împietriți, Isus îi spune: întindeți mâna. Și în momentele în care Isus i-a zis: întindeți mâna, mâna încă era blocată. Mâna încă era atrofiată. Era uscată. Prin mâna asta nu curgea sânge, era uscată. Era piele pe os. Și Biblia zice, bărbatul acesta putea să ridice din umeri, cumva măcar cu un umăr, dacă celălalt era blocat. Putea să zică, nu, nu îl înțeleg pe Isus. M-a dus în față la toți. M-a făcut de rușine. Și acum -a mai zice să mai fac ceva. Ce nu pot? Eu nu pot să-mi din mâna. Mi-o scadă. Și ascultați ce spune Biblia. El a reacționat rapid la cerința lui Isus el, omul cu mâna uscată, a întins-o și când a încercat să o întindă, adică și-a ridicat mâna cu greu, da? Spune Biblia, el a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Poți să strigi aleluia? Lăudați să fie în numele Domnului. Bărbatul acesta nu putea să-și miște mâna, mă înțelegeți? Dar Isus i-a zis, întindeți mâna. Și el a început să aibă credință. A avut o credință personală pentru el. A zis, nu mi-am întins mâna nici ieri, nici la ieri, poate niciodată nu și-a întins mâna. Nu știu dacă a fost bolnav de boala asta din naștere. Dar când a auzit cuvintele lui Isus și a dat seama că vorbește marele rege Isus Hristos și a dat seama că cuvântul lui Isus Hristos are putere, credința a găsit loc în inima lui, în mintea lui, în viața lui și a făcut o mișcare. A încercat să miște. El normal nu putea să facă asta. Dar am mișcat. A avut o reacție rapidă. N-a zis, stai 20 de minute, sau am, nevoie, am, nevoie, de un masior să miște mâna. Nu. El a zis, acum, acum mi-ai cerut, acum miști mâna. O, oh, Doamne, atinge-ne pe fiecare dintre noi. În numele lui Isus Hristos, în numele lui Isus Hristos să reacționez rapid la cerința lui Isus. Mă duc la evanghelizări și văd oameni la care le cere Domnul să-și ridice mâna și să-și predea viața Mântuitorului și văd cât un om care își ține mâna așa și o pune pe spătarul băncii din față, o ridică puțin și ala o lasă jos, că diavolul îi zice, nu o ridica. E o poveste, e un sistem psihologic de manipulare, nu ridica, stai cu mâna jos. Și sunt oameni care cu mâna jos merg în iad, pentru că nu reacționează rapid la cele cere Iisus. Aș vrea să-ți dăm ridicați. Aș vrea să-ți închizi ochii. Între noi prezent este Marele Rege Iisus Hristos. N-am știut că în seara asta o să se încheie așa slujba. Însă în seara aceasta știu că Iisus Hristos trece printre rânduri. Există două categorii posibile de oameni. Oameni care îl pândesc pe Iisus. Oameni care vor să-L păteze pe Iisus și oamenii Lui. Și oameni care vor să-L piardă pe Iisus și tragi care fi să fie prezent la Betania să fii prezent la Britania și să stai cu ochii deschiși, să vezi ce se mai întâmplă, ce se mai derulează la slujbă, ce mai ai pe acolo. Și în această seară să-ți închizi ochii în aceste momente și să zici, Iisuse, sunt și eu aici, sunt și eu aici, Doamne, am mâna uscată, Doamne, nu mai am pace în suflet, nu mai pot să dau pace la alții, nu mai pot să mângâi pe cineva drag, nu mai am liniște în minte. Doamne, Doamne, sunt așa de slab, mi se blochează mâna pe, pe site-uri murdare, mi se blochează mâna că trebuie să pun ceva în colectă, mi se blochează mâna că trebuie să fac ceva pentru numele Domnului, mi se blochează mâna că trebuie să mă duc la un bolnav, să conduc mașina, să blocat, Doamne. Este seara în care Dumnezeu te blochează, aleluia. Abrit faro, genedias! sângele Domnului este prezent aici să-i liberezi blocajele tale pot să fie stopate în numele Lui Isus și dintr-un blocaj clar din viața ta poate să se deblocheze totul și să fie eliberat în numele Lui Isus. Aici sunt vieți care nu și-au propus în seara asta să asculte cuvântul Lui Dumnezeu, însă Duhul Lui Dumnezeu care e prezent la Betania, care trece printre rânduri în seara aceasta, vrea să scrie nume noi în cartea vieți. Eu nu știu cu ce motiv ai ajuns aici, nu știu la cine ai răspuns la invitație, nu știu exact cum te cheamă, nu știu care e problema ta, nu știu care e blocajul din viața ta spirituală însă avem un rege care deblochează. Aleluia! Aleluia Domnului Isus Hristos! Știu că vrei să te ridice, Domnul, știu că te simți jos, știu că poate nu mai ai nicio șansă la oameni, știu că poate vin la sinagogă, program după program, slujba după slujba și ai zis, Doamne, nici azi nu te de mine, nici săptămâna trecută, nici duminica trecută, Doamne, ce mai faci cu mine? În seara asta Isus vrea să te atingă, aleluia! Aleluia Domnului Isus Hristos Mâna ta blocată vrea să fie atinsă de mana Mâna marului rege Sângele lui Iisus simt coperează salvare în seara asta Încă botezul nu este derulat în 25 aprilie Va fi botezul cu ajutorul Domnului în biserica aceasta Și Domnul vrea să intri și tu printre candidați Mai e loc în cer în prezența lui Dumnezeu E loc în raiul lui Dumnezeu pentru viața ta Indiferent care e blocajul prin care treci Indiferent care e scăciunea din viața ta Indiferent prin ce treci în vremea asta. Vrea să te atingă Domnul vrea să te atingă mâna marului rege, dacă ești prezent sau prezent în seara asta și vrei să-i spui Domnului, Doamne, uite te și la uscăciunea din viața mea, uite te la falimentul meu, Doamne, uite te Doamne, că nu pot să renunț, deși vreau, Doamne, am un idol care îmi distruge viața și viitorul, am nevoie de o atingere nouă, am nevoie de o revigorare nouă, Doamne, chiar dacă voi fi făcut de rușine sau de rușine voi fi făcută, Doamne, vreau să mă atingă mâna Ta, dacă vrei în această seară să-ți Mântuitorului Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei ca o decizie voluntară pe viață, fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. În numele lui Isus, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te atingă, aleluia. Dumnezeu să te binecuvinteze. Domnul e prezent aici. Domnul să te binecuvinteze. Mai am o chemare, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai am o chemare pentru noi care venim de multă vreme la biserică sau de puțină vreme și care am încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos. I-am promis lui Dumnezeu că mergem pe drumul lui, dar uneori am fost până. Dași. Uneori am încercat să-L pătăm și pe Isus. Uneori am zis, Doamne, nici de Isus nu mai avem nevoie. În seara aceasta, dacă simți că Domnul este în dreptul ființei tale și vrea să te smulgă din durerea ta, din falimentul tău, din uscăciunea ta spirituală, vrea să fii revigorat în numele Lui Isus, ridică mâna stângă sus înaintea Domnului. Mai multe mâini se ridică, aleluia, aleluia! Ebeche dosemi haras, aleluia! Gloria Louis